Potrivit barometrului opiniei publice, dacă duminică ar avea loc alegeri, PSRM ar acumula 26% din voturi, iar Partidul Acțiune și Solidaritate 12%, acestea fiind singurele formațiuni care ar intra în Parlament. Partidul Demnitate și Adevăr ar acumula 3,4%, PCRM 2,5%, Partidului Renato Usatăi 2,4%, Partidul Șor și PL puțin peste 1%, iar PPM și PLDM sub 1%. Același studiu arată că Igor Dodon se bucură de încrederea aproape 20% din chestionați, fiind urmat de către Maia Sandu cu 8%. Ei sunt urmați de către Andrei Năstase, Vladimir Voronin, Ilan Șor, Pavel Filip și Vlad Plahotniuc. În Renato Usatăi, Iurie Leancă și Adrian Candu au încredere sub 1% dintre oameni, iar 50% din respondenți au declarat că nu au încredere în nimeni. Întrebați despre modalitatea de alegere a deputaților, 37% susțin că ei trebuie votați în baza listelor de partid, 19% prin vot uninominal și doar 16% susțin sistemul mixt, aprobat în această vară contrar recomandărilor Comisiei de la Veneția. Realizatorii barometrului au întrebat oamenii și care ar fi cel mai corupt politician din țară. Astfel, 32% din chestionați cred că acesta este Vlad Plahotniuc, urmat de Igor Dodon, Vlad Filat, Mihai Ghimpu, Adrian Candu, Vladimir Voronin și Renato Usatăi. Democrații și socialiștii au declarat pentru TV8 că nu comentează rezultatele BOP. Pe de altă parte, sondajul lansat acum 2 zile de către democrați arată că dacă duminică ar avea loc alegeri, în Parlament ar intra nu doar PSRM și PAS, ci și PDM și Platforma DA. Cât ține de încrederea în politicieni, democrații susțin că, în afară de Igor Dodon și Maia Sandu, de încredere se mai bucură și Pavel Filip, dar și liderul formațiunii Vlad Plahotniuc. Totodată, potrivit sondajului realizat la comanda democraților, 45% dintre chestionați cred că ideea anulării sistemului mixt de alegeri este una proastă. Barometrul opiniei publice a fost realizat de CBS AXA la comanda Institutului de Politici Publice în perioada 18 noiembrie 5 decembrie, pe un eșantion de 1113 persoane și are o marjă de eroare de 3%.